simțiți cea mai mare concurență pentru produsele dumneavoastră? Polonia, în momentul de față, reprezintă principala țară care activează în domeniul lumânărilor decorative în întreaga Europa. Să cumpărăm local. Și cel mai încurajator pentru toată lumea. S-apropie sărbătorile pascale și aici, la Sibiu, îl am alături de mine pe creatorul de lumină, pe domnul Ciprian Cristea. Într-adevăr, am diversificat o gamă foarte mare de produse. Cred că suntem cel mai bun producător de lumânări ca și furnizor pentru un organizator de evenimente. De la lumânări clasice, de cununie, de botez, la lumânări cilindrice, la conice, la plutitoare. Avem 3 sortimente de lumânări plutitoare, nici în magazine nu găsim 3 dimensiuni de lumânări plutitoare. Și, bineînțeles, lumânări naturale, da? Din faguri de ceară de albine sau chiar turnate din ceară de albine. Foarte bine am dezvoltat produsele pictate, personalizate pentru comercianții de produse pentru botez. Pe când muzeu al, nu știu, al lumânărilor din ceară sau al lumânărilor. Da, nu știu. Aici o întreagă bibliotecă. Ar fi o provocare destul de mare să reușim așa ceva. Știu că dumneavoastră ați inovat un produs pe piața lumânărilor din România. Da, ne considerăm pionieri și mă mândresc cu lucrul acesta. Colegii noștri știu acest lucru, că am fost pionierii produsului, o lumânare tip stâlp. Acum 11 ani, când noi ne-am apucat să producem lumânări, existau lumânările clasice de 1 metru, 1 metru 20, 1 metru 40, depinde de zona țării. În schimb, cu un colaborator de-al nostru, din păcate nu mai este printre noi și a foarte mari emoții, și îl stimez foarte mult, ne-a dezvoltat acest produs. Era în Sibiu la vremea respectivă. Darius. Dumnezeu să-l ierte. Maison Dadu. S-au mutat în București, iar în momentul în care s-au mutat în București, pur și simplu, Ciprian, dacă poți să-mi oferi produsul, eu cu mare drag vreau să-l folosesc și aici. Și el a fost un etalon în domeniul floristic și pentru noi a fost foarte ușor să dezvoltăm aceste produse și la alți colaboratori în București sau în țară. Unde vă pot găsi oamenii, atât online cât și offline? Online suntem pe Facebook pe Cristea Lumânări sau site-ul www.cristealumanari.ro.